Alexandru Tudor, cel delegat să împartă dreptatea la meciul din această seară, într-o zi în care arbitrajul românesc a intrat într-un nou scandal. Sunt din nou audieri la Direcția Națională Anticorupție. Vom vedea în zilele următoare cum, ce turnură va lua acest nou caz. Am putea spune episodul 2, după ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani și jumătate la Pitești. A început partida. Rapidul este un echipament alb. De regulă, când s-a jucat în Giulești, Rapidul a evoluat în Vișiniu și CFR-ul în alb. Iată, lucrurile se schimbă în această seară. Modusul Gu se intensifică ritmul în aceste momente. Se joacă pe contre. Două echipe destul de lungi la aceste faze. Panin pentru Roni. Mai departe Panin în poziție regulamentară, să vedem dacă reușește centrarea. O reușește Modusul Gu, pară! Ce ocazie are CFR Cluj! Suntem în minutul 14. Modusul Gu aproape de deschiderea scorului. Scapă giuleștenii cu bine din această fază, senegalezul nemarcat. Prima urcare a lui Panin în ofensivă a adus, iată și prima ocazie. Plasament deficitar al giuleștenilor la această fază. Apostol a venit greu cu Cristian Panin, însă nu era chiar sarcina sa să-l blocheze pe fundașul drept al CFR-ului. Cu siguranță nu i-a plăcut lui Răzvan Lucescu ce a văzut la faza anterioară. Un antrenor care conduce echipe foarte bine organizate. De altfel, Rapidul alături de Dinamo este echipa cu cele mai puține goluri primite, doar 4 în acest sezon. E adevărat, astăzi giuleștenii joacă împotriva trupei cu cel mai bun atac. 16 goluri marcate de CFR Cluj în primele 7 etape. Apostol acum pentru Teixeira. Aleargă și el destul de greu. Teixeira reușește până la urmă să mențină mingea în teren, însă centrarea lui Deac este plouată. Chiar și așa, este gol! Gol pentru Rapid, minutul 16. Mihai Roman profită de naivitățile din apărarea CFR-ului și deschide scorul. Roman a reușit o dublă în partida cu Juventus din cupă. Acum continuă evoluțiile bune cu golul marcat în poarta lui Beto. Îi priește giuleșul lui Mihai Roman. Giuleștenii au cerut penalti la această fază la care Pancu a căzut. Mingea a sărit ca din colț de stâncă de Nuno Diogo. Mihai Roman la această fază a știut să speculeze această eroare. L-a învins pe Beto. Iată și reacțiile lui Răzvan Lucescu și Dinu Gheorghe. Foarte bună recuperarea lui Bastos. Bastos în dreapta pentru Modusul Gu. Weldon era în offside. Centrare pentru Weldon. Se ridică panionul de la margine, însă de remarcat și reflexul lui Dani Coman. Weldon nu a reușit să revină în poziție regulamentară. Da, este offside, judecând după distanța lui Weldon față de linia careului de 6 metri. Chiar dacă a fost offside, e bine să mai vedem o reluare. Încă o paradă excepțională a lui Dani Coman. Acum Teixeira poate șuta cu stângul, periculos. Respinge însă Beto.
foarte periculos Tecșeira la fazele de acest gen. Încă o dată Beto uimit de lejeritatea cu care mijlocașii defensivi ai echipei sale tratează fazele de acest gen. Cheira combină cu Apostol, pasă prea scurtă dată de Apostol, a recuperat Peralta, acum Weldon în poziție centrală, Weldon mai departe către Sogu, Weldon protejează bine, Weldon, gol, CFR Cluj, 1-1, minutul 58, iată la primul șut pe spațiul porții în repriza secundă, CFR-ul restabilește egalitatea. Cât de mult a contat eroarea făcută de Iulian Apostol. I-a deschis jocul lui Weldon, pe care l-a lăsat liber pe zonă centrală. Și-a stăpânit foarte bine nervii atacantul brazilian. S-a combinat excelent cu Modus Lugu. Destul de ușor păcălit la această fază Marcos Antonio. E un atacant de calitate Weldon, nu degeaba a insistat atât de mult CFR Cluj pentru transferul său de la Benfica. Un șut foarte bun, un șut bun din colțul careului, expediat de Daniel Pancu, însă direct în brațele lui Beto. Deac încearcă să-l facă din preluare pe Mario Camora, un șut al lui Burcă foarte bun, însă pe direcția lui Beto. Iată, avansarea lui Burcă în linia mediană aduce două faze periculoase la poarta lui Beto. A revenit Weldon pe teren. Sare acum cu Glauber. Până la urmă vor fi nevoiți și giuleșenii să se mulțumească cu un punct în această seară pe teren propriu cu CFR Cluj, chiar dacă și-ar fi dorit enorm să câștige. Puține ocazii la poarta lui Beto și mai puține la cea a lui Dani Coman. Zburlea trimite de la margine pentru Pancu. Bine, pleacă Nicolae Grigore. Nicolae Grigore în marginea careului șutează pe direcția lui Beto. Va fi corner pentru Rapid. Ce ocazie a avut Nicolae Grigore. A tras însă slab ca poziționare a șutului, ca plasament al mingii, pentru că altfel a avut forță în șut. Însă atunci când trage exact pe portar, e greu să-l surprinzi. Bate Deac lovitura de la colț, o lovitură de cap primisă destul de slab. A fost și un fault în atac făcut de unul dintre jucătorii Rapidului, Glauber. Încă o dată ocazia lui Nicolae Grigore. Apoi mingea pe stângul. Iese Tecșeira și intră Ștefan Grigorie. Final de partidă în Giuleș, Rapid, CFR Cluj, 1-1. Lumea este dezamăgită, dar acesta este rezultatul. Două echipe foarte...